conform tradiției, în decembrie se face socoteala medaliilor cucerite în cadrul galei sportului dâmbovițean. Anul acesta, nominalizarea celor mai buni antrenori și sportivi se va face pe 19 decembrie, începând cu ora 11, în sala de conferință a hotelului Valahia. În cadrul ședinței ordinare, susținută miercuri 17 decembrie, de către Consiliul Local Municipal Târgoviște, s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, care a fost prezentat de către primarul interimar Ciprian Prisăcaru. Membrii Direcției Județene, mulțumindu-se, să trimită doar următoarea cerere. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea organizării galei sportului dâmbovițean. Cine reprezintă proiectul de hotărâre? Nu o să-l prezintă nimeni, aici am să spun eu două vorbe. Vă rog. Știți că la sfârșitul fiecărui an calendaristic și anii trecuți, dar și în acest an, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret mi s-a adresat pentru a le întinde o mână de ajutor în speranța de a realiza această gală a sportivilor, care oricum au o viață grea, au bani foarte puțini, au bugete mici, știți cu toții ce eforturi fac sportivii de performanță, de aceea și eu am dat curs acestei solicitări și am supus o atenție dumneavoastră pe ordinea de zi, în speranța că vom găsi deschidere așa cum a fost de fiecare dată. Potrivit proiectului aprobat miercuri 17 decembrie în cadrul ședinței ordinare, bugetul destinat premierilor este de 10.000 de lei. Anul trecut, titlurile la sporturi olimpice le-au revenit lui Daniel Natea și Nicolae Guțoiu, iar la secțiunea sporturi neolimpice, fruntași au fost Cristian Mihăieș și Radu Foamete.